Bună din nou tuturor! Astăzi vreau să lucrez alături de voi acest model. Poate fi considerat și fulg și decor și îl vedeți cum e, da? Poate fi folosit exact ca, și ca un fulg. Eu l-am lucrat pe acestea cu un fir gros, el merge și cu un fir foarte, foarte subțire ca să-l faceți ceva mai mic. Are aproape 20 de centimetri. Pentru azi, alături de dumneavoastră, am pregătit un fir și mai subțire puțin decât acesta, dar tot nu e foarte subțire, astfel încât să puteți să vedeți ochiurile pe care le lucrez. Avem în total 9 rânduri și să-i dăm drumul. Pentru primul rând vom face 12 piciorușe duble în cercul magic. La cercul magic voi lăsa firul mai lung pentru că vreau să-l securizez. Dacă nu vreți să folosiți cercul magic, să nu vi se desfacă mijlocul, pentru că există întotdeauna riscul acesta, puteți să folosiți un cerculeț de 4 ochiuri de lanț și le uniți, da? Deci, facem pentru primul picioruș dublu, eu folosesc o croșetă de tulip de 2,1 mm. Nu știu dacă vă ajută cu ceva, e doar o informație, vă adaptați la ce fir aveți dumneavoastră, deși v-am recomandat un fir mai subțire, da? Deci, prima dată facem 3 ochiuri de lanț, care înseamnă primul picioruș dublu și încă 11, să avem în total 12 piciorușe duble. 3. Am numărat și pe cele 3 ochiuri de lanț, da? Și ajung la 12. 4. 5. 6. 7. 8. O să le fac pe toate 12 și vi se arate și la dumneavoastră după primul rând. O să facem un ochi alunecat în al treilea ochi de lanț, da? 1, 2, 3, ca să unim rândul. Sunt rânduri, mergem noi circular, dar ne unim după fiecare rând, da? Acum, pentru a începe rândul 2, vedeți că am lăsat firul acesta mai lung, îl voi securiza mai spre final, da? Începem cu un ochi de lanț, iar repetiția de la rândul 2 este un picioruș dublu luat prin față peste piciorușul dublu din rândul anterior. Da? Și două ochiuri de lanț. 2. Da? În fiecare facem această repetiție de 12 ori, da? În piciorușul dublu facem un picioruș dublu luat prin față, ați văzut cum, și două ochiuri de lanț. Apoi, în următor, exact același lucru, da? Băgăm astfel croșetul în postul, în lungimea piciorușului, da? Nu în piciorușul dublu. Și două ochiuri de lanț. O să le fac pe toate, da? Trebuie să avem repetiția de 12 ori și mă întorc. Așa ar trebui să arate după rândul 2 și la dumneavoastră. Ne vom duce în primul front post și vom face un ochi alunecat exact deasupra lui. Și am încheiat rândul 2. Pentru rândul 3, repetiția va fi, vom începe din nou cu un ochi de lanț pentru a putea ne putea ridica. Apoi vom face un picioruș dublu și un front post double crochet, dar picioruș dublu luat prin față, în același loc, luate împreună, da? În felul următor. Începem să facem piciorușul dublu în ochiul în care tocmai am lucrat. Trecem doar prin două, da? Și rămânem cu două bucle pe croșet. Apoi luăm din nou jeteu și ne ducem peste front postul de la rândul anterior, luăm pe croșetă, trecem prin două,
așa, și apoi ne rămân 3 bucle, luăm pe croșetă, trecem prin toate 3. Un ochi de lanț și un picioruș dublu în spațiul creat de cele 2 ochiuri de lanț de la rândul 2. Și din nou un ochi de lanț. Da, aceasta este repetiția practic. Un picioruș dublu făcut pe jumătate doar, da? Un picioruș dublu luat prin față, la fel făcut pe jumătate. Da, trecem doar prin 2, când mai avem 3 bucle. Luăm fir, trecem prin toate 3, un ochi de lanț, un picioruș dublu în spațiul de 2 ochiuri de lanț de la rândul anterior și un ochi de lanț, da? Și apoi în următorul front post de la rândul anterior, din nou vom face exact aceeași repetiție, vă mai arăt o dată, da? Dăm după croșetă, începem un picioruș dublu în ochi exact deasupra, da? Scoatem prin 2, dăm după croșetă, luăm prin față, avem 4 bucle, scoatem firul prin 2, apoi luăm firul, scoatem prin toate 3. Un ochi de lanț, un picioruș dublu normal în spațiul de 2 ochiuri de lanț și din nou un ochi de lanț. Da? O să fac această repetiție, evident de 12 ori, până la capăt și mă întorc cu finalul rândului 3 și rândul 4. Așa ar trebui să arate și la dumneavoastră după finalul rândului 3. Vedeți că am terminat cu un ochi de lanț, da? Ne vom duce în primul ochi lucrat și facem un ochi alunecat ca să putem ajunge la rândul 4 și facem un ochi de lanț. Cam peste tot începe cu un ochi de lanț ca să putem să ne ridicăm, da? Acum, peste primul spațiu grup lucrat la rândul anterior, vom face un front post single crochet, adică picioruș scurt luat prin față. Băgăm croșeta peste tot, da? Vedeți cum am croșeta peste tot ochiul, că erau 2 luate împreună, da? Luăm fir și trecem, da? Acesta a fost front post, da? Apoi, vedeți că avem piciorușul dublu dintre cele, dintre front posturi, da? Până la el facem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și facem în piciorușul dublu, da? De aici, din mijloc, facem un back post, adică băgăm croșeta prin spate, peste piciorușul dublu în felul acesta, luăm firul, ridicăm, luăm fir și trecem prin ambele. Este single crochet, adică picioruș scurt, da? Din nou, 3 ochiuri de lanț și aceasta este repetiția pentru rândul 4, da? Vă mai arăt o dată. Băgăm croșetul așa, pentru front post, pentru post luat prin față, da, ochi luat prin față, piciorul scurt luat prin față în limba română, da, am băgat peste tot, toată scăderea aceea de 2 ochiuri, da, luate împreună, luăm fir, avem 2 bucle, luăm fir, trecem prin ambele bucle, 3 ochiuri de lanț și ne ducem în spate la următorul picioruș dublu, da, și facem un picioruș scurt luat prin spate. Întotdeauna între acestea avem 3 ochiuri de lanț, da? Și prin față și prin spate la fel este. Așa, din nou 1, 2, 3 și acum luăm prin spate, da? O să vă fie ușor când lucrați pentru că se vede ce luat prin față este peste scăderea aceea de 2, da? Și ce luat prin spate este între. Avem o găurică aici. O vedem, se vede destul de bine. O să lucrez așa repetiția aceasta până la capătul rândului și mă întorc cu finalul și cu rândul 5. Pentru a trece de la rândul 4 la rândul 5, da? Noi avem
ultimul este un back post și cele trei ochiuri de lanț. O să mergem direct în mijlocul primelor trei ochiuri de lanț și o să facem un ochi alunecat, pentru că la acest rând avem nevoie să lucrăm în mijlocul ochiurilor de lanț. În felul următor, o să fac un ochi de lanț pentru a mă ridica și un picioruș scurt aici. Da, în mijlocul primului set de trei ochiuri de lanț de la rândul anterior. Apoi, aceasta va fi repetiția pe tot parcursul rândului, da? 3 ochiuri de lanț, 2, 3, mă duc în setul de 3 ochiuri de lanț de la rândul anterior și fac un picioruș scurt. Din nou, 1, 2, 3, din nou în setul următor, da, în spațiul acesta creat, aici fac croșeta și fac un picioruș scurt. Din nou, 1, 2, 3 și așa până la capăt, cred că avem 24 acum, da, că este de 2 ori într-un model. O să fac exact același lucru până la capăt, da, până când ajung la primul picioruș scurt și revin. Pentru a încheia rândul 5, ca să vă fie ușor să numărați, trebuie să aveți 24 de seturi din acestea de 3 ochiuri de lanț, da? O să mergem în primul picioruș scurt pe care l-am făcut pe acest rând și facem un ochi alunecat în el. Pentru a putea începe rândul 6, băgăm croșetul în primul set de 3 ochiuri de lanț, facem un ochi alunecat, un ochi de lanț și un picioruș scurt în același, da? Deja începe modelul nostru. Acum trebuie să ne ducem. Deci noi suntem la rândul 6, acesta a fost rândul 5, ne ducem la front posturile de picioruș scurt de la rândul 4, da? În felul următor, dăm de două ori după croșetă și ne ducem, vedeți că aici, da? Se văd foarte bine unde sunt front posturi, ochii luat, piciorul scurt luat prin față și unde sunt back post. Ne ducem exact la următorul din partea stângă, da? De unde lucrăm noi, nu ne ducem la acesta, ne ducem la următorul cel mai apropiat. Dăm de două ori după croșet pentru că o să facem front post treble crochet, adică picioruș triplu luat prin față, da? Și ne ducem exact aici în front postul de picioruș scurt, da? De la rândul 4, după cum v-am zis. Luăm fir și trecem prin două de trei ori, da? Una, două, trei. Asta înseamnă picioruș triplu, că am dat de două ori după croșet, am scos de trei ori, da? Apoi, în exact următorul, deci noi aici aveam, de unde am început rândul, piciorușul scurt, în următorul set de trei ochiuri de lanț liber, da? Tot din stânga piciorușului triplu pe care tocmai l-am făcut, vom face 5 piciorușe duble în felul următor. 1, da, în spațiu toate. 2, 3, 4 și 5, da? Apoi, dăm din nou de două ori după croșetă și ne ducem exact în același loc unde am făcut primul treble, da, primul picioruș triplu. Băgăm croșeta, luăm fir și facem din nou un treble, adică trecem de 3 ori prin câte 2 fire. Ne uităm exact în rândul nostru în care suntem, următorul set de 3 ochiuri de lanț, în mijlocul lui vom face un picioruș scurt. Da? Practic am făcut odată un picioruș scurt și petala aceasta vom avea nevoie de 12 petale pe acest rând. Da? Deci după ce am făcut piciorușul scurt în următorul set de 3 ochiuri de lanț, vom face o nouă repetiție. Ne ducem în rândul 4, da? La unde am avut front post piciorul scurt, piciorul scurt luat prin față. Am dat o singură dată după croșetă. Da? Dăm de două ori după croșetă pentru că facem treble. Ne ducem acolo și facem un treble. Nu este un model extrem de simplu, însă cu puțină practică
îl veți putea stăpâni. În următorul set de 3 ochiuri de lanț liber, facem 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 și din nou un treble exact în același loc unde l-am făcut și pe primul. Da? Apoi, în următorul set de 3 ochiuri de lanț vom face un piciorul scurt. Da, aceasta este alternanța, petală din aceasta cu front post treble, 5 piciorușe duble front post treble în același loc și un picioruș scurt. Da? Cam așa ar trebui să arate și la dumneavoastră. Nu știu cât de bine se vede, dar când lucrați o să vă dați foarte simplu seama. Trebuie doar să fiți atente, să vă uitați unde sunt piciorușele acestea scurte. Dacă vi se pare complicat, dați puțin înapoi, mergeți înapoi la rândul 4 și piciorușul scurt luat prin față, îi puteți pune un marcator aici, da? Noi aici trebuie să facem piciorușul triplu luat prin față, da? Cred că se vede destul de clar, oricum când lucrați e mult, mult mai simplu. O să avem în total, da, 12 petale din acestea și 12 piciorușe scurte între ele. Mă întorc cu finalul rândului 6 și începutul rândului 7. Cam așa ar trebui să arate și la dumneavoastră. După rândul 6, da, avem cele 12 petale și vom face un ochi alunecat exact în primul, era să mă duc mai încolo, da, în primul picioruș scurt de la acest rând. Da? Cam așa ar trebui să arate după finalul rândului 6. Pentru rândul 7 vom face un ochi de lanț ca să ne ridicăm și ne uităm la front post treble, la piciorușele triple luate împreună de la rândul 6 și ne uităm la cele care se adună așa, da? Deci, îl vom folosi întâi pe primul, e cel dinainte de ochiul de lanț de aici, da? E de la ultimul de pe rândul anterior, da? Luăm ultimul front post de pe rândul anterior și primul front post de pe rând, da? Deci ultimul și primul. O să vă arăt imediat cum facem, pentru că trebuie să le luăm împreună, ne va rezulta un singur ochi, da? În felul următor, dăm după croșetă, vom face double acum, da? Dăm după croșetă, băgăm în ultimul treble de la rândul anterior, așa, prin el, da? Vedeți cum, prin postul lui, da? Prin lungimea lui, luăm firul, da? Avem 3 bucle și trecem prin 2, rămânem cu 2 pe croșetă. La fel vom face și în următorul treble, da? Băgăm firul prin el, avem 4 bucle pe croșetă, trecem prin 2 și apoi trecem firul prin toate 3. Acum, am ajuns la cele 5 piciorușe duble de la rândul anterior și vom face 5 piciorușe duble luate prin spate, câte unul în fiecare, da? Deci luăm prin spate, băgăm croșetul din spate, am dat după croșet, băgăm croșetul prin spate, luăm așa ochiul, luăm fir, trecem prin 2, trecem prin 2. Asta va fi de 5 ori, da? În fiecare picioruș dublu de la rândul anterior. 2, 3, 4 și 5. Vom face acest lucru de 12 ori. Vă mai arăt o dată, dacă să fie destul de clar ce front posturi și ce back posturi avem. Da, ne uităm. Acum, la al doilea e mult mai clar, pentru că vedem pe care front posturi de la rândul anterior le scădem, le luăm împreună, da? Sunt exact următoarele două. Atât aici la început. Trebuie să avem grijă să luăm pe ultimul și pe primul, da? Deci, dăm după croșetă,
luăm ultimul front post de la rândul anterior, da, cel mai apropiat, trecem de prin două, dăm după croșet, luăm următorul front post, trecem prin două și apoi trecem prin toate trei și apoi urmează cele 5 back post, da, luate prin spate ochiuri. V-am zis, nu este un model extrem de simplu, însă este deosebit și cu puțină răbdare și practică îl puteți face fără nici o problemă. 3, 4, 5, da? Cam așa arată primele două repetiții. Voi continua până la capăt, da? Evident vom avea 12 repetiții, da? De scădere de 2 front post și 5 back post. Pe acest rând 7, mă întorc cu finalul lui și cu rândul 8 și 9, două rânduri mai avem după. După ce am terminat ultimul set de 5 piciorușe duble luate prin spate, back post, ne ducem exact în primul front post scăzut, da, luat în primul ochi de la noi de pe rând și facem un ochi alunecat pentru a putea încheia rândul 7. În rândul 8 vom transforma, vedeți că noi aveam, până acum am avut în general 12 repetiții, la un singur rând a fost 24, da? Dar aici avem, o să vă arăt pe cel deja făcut, 6 petale mari, da? 6 vârfuri din acestea mai mari și 6 vârfuri mai mici. Iar aici la rândul 8 noi vom face baza pentru vârfurile mari și vârfurile mici. O să le numesc vârfuri pentru că sunt puțin ascuțite, da? Cum facem asta? Imediat vă arăt și facem împreună. Repetiția va fi pentru peste două din acestea, de 6 ori, da? O să vă arăt la primele două, iar apoi va fi destul de simplu să ne orientăm. Din nou un ochi de lanț ca să ne ridicăm și vom face prima dată un front post single crochet, adică un picioruș scurt luat prin față, peste acestea două pe care le-am, exact ochiul din care am ieșit, acestea două pe care le-am scăzut la rândul anterior, da? Deci, peste front post, luăm fir, trecem, e single crochet, picioruș scurt și trecem prin ambele, da? Apoi, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, apoi un picioruș scurt, ne uităm la, ne orientăm la setul acesta de 5. Sărim unul în al doilea back post, da? Practic, sau piciorul dublu de la rândul anterior. În al doilea facem un picioruș scurt. Din nou un set de 3 de ochiuri de lanț. Din nou, în acesta este al doilea, am făcut în el. Pe al treilea îl sărim. În al patrulea, din nou, un picioruș scurt. Din nou, 3 ochiuri de lanț. Și din nou, aceasta este repetiția pentru petala mică, da? Deci am făcut front postul aici, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt după ce am sărit un piciorul dublu, mai sărim un piciorul dublu, facem 3 ochiuri de lanț, un piciorul scurt la al patrulea din cele 5 și din nou 3 ochiuri de lanț. Acum repetăm, o să facem repetiția pentru a doua petală, care este în felul următor. Dar puțin. În același loc, da, unde am făcut scăderea, la fel facem un picioruș scurt. Singura diferență este că vom face mai multe seturi de 3 și de 5, vom avea ochiuri de lanț, da? Un picioruș scurt luat prin față deasupra setului, deasupra scăderii, da? De la rândul anterior. Apoi, avem cele 5 piciorușe duble, care practic au 4 spații între ele. Ce facem în continuare? 3 ochiuri de lanț, 1, 2,
trei ochiuri de lanț, ne ducem în spațiul dintre primele două piciorușe duble luate prin spate, de la rândul anterior, în spațiu, da? Ne ducem în felul următor, băgăm croșetul între ele și facem acolo un picioruș scurt. Apoi, încă trei ochiuri de lanț și facem un picioruș scurt în spațiul dintre următoarele două piciorușe duble, da? Apoi, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, și ne ducem în spațiul dintre următoarele două piciorușe duble și avem un picioruș scurt, da? Apoi din nou 3, 1, 2, 3 ochiuri de lanț în spațiul din următorul, dintre următoarele două, da? Este al patrulea spațiu pe care l-am folosit acum. Vedeți că este lucrat piciorușul scurt fix în spațiul dintre ele, da? Nu cum am lucrat la petala sau la vârful mic în ochi, da? Din nou, 3 ochiuri de lanț și am terminat și petala mare, da? Acum vom începe din nou un vârf mic, să-i zicem vârf. Cum începem? Da, avem cele 3 ochiuri de lanț, ne ducem și facem un front post single crochet în scăderea aceasta, da? Între seturile de 5 piciorușe duble luate prin spate de la rândul anterior, facem un front post single crochet, piciorul scurt luat prin față, da? Apoi, 3 ochiuri de lanț. Vedeți că la vârful mic avem doar 3 spații din acestea de 3 ochiuri de lanț. La vârful mare avem 5 spații, două care sunt cu 3 ochiuri de lanț, unul de 5 și două cu 3 ochiuri de lanț. Da? Deci avem 3 ochiuri de lanț, facem vârful mic. Sărim primul picioruș dublu, iar în al doilea facem un picioruș scurt. Din nou, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, sărim următorul picioruș scurt, în următorul facem un picioruș scurt. Din nou 3 ochiuri de lanț și ăsta este tot vârful mic, baza pentru vârful mic practic, da? Apoi din nou ajungem la front post single crochet și vom mai face un vârf mare, da? 1, 2, 3 ochiuri de lanț, ne ducem în primele două din cele 5 piciorușe duble, da? Între ele, exact așa. Și facem un picioruș scurt. Din nou, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, ne ducem între următoarele două și facem un picioruș scurt. 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, ne ducem între următoarele două și facem un picioruș scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț între următoarele două și facem un picioruș scurt și 3 ochiuri de lanț. Da? Apoi va începe din nou un vârf mic. Am făcut deja de două ori repetiția, alternați vârfurile mici cu vârfurile mari, vă rog oricând puteți să dați înapoi sau să dați pe să meargă mai încet video pentru a putea înțelege cum se alternează aici. Avem practic două repetiții, mai am de făcut încă 4 repetiții, da? Pentru că v-am zis că avem 6 vârfuri mari, 6 vârfuri mici. Mă întorc când sunt gata. Așa ar trebui să arate și la dumneavoastră, da? Ultimul a fost un vârf, o bază pentru vârful mare, da? Că am început cu vârf mic. Acum ne vom duce, avem ultimele 3 ochiuri de lanț și ne vom duce în primul ochi lucrat de pe acest rând. Și vom face un ochi alunecat. Vom începe pentru rândul 9, trebuie puțină atenție. Este diferit pentru vârfurile mici, evident, și pentru vârfurile mari. Începem, evident, cu vârful mic. În felul următor, ne ducem în primul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Toate le vom lucra în spațiul acesta, da? Și facem un ochi alunecat, apoi un ochi de lanț și un picioruș scurt în primul spațiu, da? Repetiția va fi practic de primul, doar de un picioruș scurt în cele 3 ochiuri de lanț. O să vă arăt la a doua repetiție, lucrăm două împreună ca să fie totul clar.
Dar am făcut acest lucru ca să putem ajunge în mijlocul spațiului de trei de lanț. Deci, pentru vârful mic avem așa, un picioruș scurt în primul spațiu, în următorul spațiu de trei ochiuri de lanț avem două piciorușe scurte, da? Un picot, care înseamnă trei ochiuri de lanț. O să dau puțin mai aproape, nu știu dacă s-a văzut foarte bine, dar o să repet încă o dată, da? Deci, în primul spațiu avem un picioruș scurt, în al doilea spațiu două piciorușe scurte, un picot, trei ochiuri de lanț și ne ducem în aceste, unde am terminat noi, al doilea picioruș scurt și facem un ochi alunecat, da? Picoul e un mic vârf, da? Ochiul alunecat, adică trecem prin ele fără să mai luăm fir. Un ochi de lanț aici și încă două piciorușe scurte în același spațiu. Da? Apoi, în al treilea, aici practic terminăm vârful mic, este un picioruș scurt în al treilea spațiu. Da? Cam așa ar trebui să arate. Piciorul scurt, două piciorușe scurte, pico, ochi de lanț, două piciorușe scurte, picioruș scurt. Da? Aici aveam doar trei la vârful mic, doar trei spații de trei ochiuri de lanț. Acum, pentru vârful mare, în primul pentru vârful mare avem 5 spații din acestea, din care 2 de 3 ochiuri de lanț, 1 de 5 ochiuri de lanț și încă 2 de 3 ochiuri de lanț. Da? Le vom folosi în felul următor. În primul facem un picioruș scurt. În al doilea, da? Al doilea e tot de 3 ochiuri de lanț. Facem un picioruș scurt, un picot, deci 3 ochiuri de lanț, pe care facem în felul următor. Luăm buclele de la piciorușul scurt și facem un ochi alunecat prin ele, un ochi de lanț din nou și un picioruș scurt. Da? Acesta a fost în al doilea spațiu. În al treilea spațiu, cel de 5 ochi de lanț, va fi puțin mai complicat, însă cu puțin atenție îi dăm de capăt. Vom face în felul următor. Picioruș scurt, un picot deasupra lui, deci 3 ochiuri de lanț și ochi alunecat. Ce episi? Miauna. Apoi, un picioruș dublu, da? În același spațiu și un picot deasupra lui. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Acesta este picoul, da? Luăm firul și trecem prin el, ochi alunecat practic, da? Cam așa suntem până acum. Apoi, picioruș triplu, 1, 2, dăm de două ori după croșetă, băgăm în spațiul nostru de 5 ochiuri de lanț, scoatem firul prin 2, prin 2, prin 2, de 3 ori. Acum vom face deasupra lui un picot de 5 ochi de lanț, practic. 1, 2, 3, 4, 5 ochi de lanț. Ne ducem din nou în buclele acestea două ca să încheiem noi picoul. Luăm firul, trecem prin acele două bucle și prin bucla ce o aveam pe croșetă. Apoi facem exact în oglindă. Picioruș dublu cu picot, picioruș dublu, din nou picot deasupra lui, 2, 3, facem un ochi alunecat și picioruș scurt cu picot. 1, 2, 3 și ochi alunecat.
în următorul spațiu. Aici am terminat spațiul acesta mare, da, de 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu facem exact cum am făcut și în al doilea, de la vârful mare. Piciorul scurt, pico, 1, 2, 3 ochi de lanț, 1. Așa iau, da? După ce am făcut piciorușul scurt și cele 3 ochiuri de lanț, se văd foarte bine aceste două bucle prin care bag eu să fac ochiul alunecat pentru a obține un pico, un ochi de lanț și un picioruș scurt în același. Iar în ultimul spațiu de 3 ochiuri de lanț de la vârful mare, un picioruș scurt, da? Și am făcut un vârf mic și apoi un vârf mare. O să repet vârful mic imediat, da? Deci, în primul spațiu avem doar un picioruș scurt, în al doilea spațiu avem două piciorușe scurte, picoul, da? Așa. Ochi de lanț, două piciorușe scurte și în ultimul spațiu, al treilea spațiu de la vârful mic, un picioruș scurt. Acum voi face la fel, puțin mai repede, pentru vârful mare. Trebuie să puneți pauză și să reluați dacă nu v-a fost foarte clar. Dar o să vă zic repetiția. În primul spațiu, un picioruș scurt, în al doilea spațiu, un picioruș scurt, un pico, un ochi de lanț și un picioruș scurt în același spațiu. În spațiul mare, cel de 5 ochiuri de lanț, avem un picioruș scurt cu pico deasupra. Așa. Un picioruș dublu cu pico deasupra. Un picioruș triplu cu pico deasupra. 1, 2, 3. Ochi alunecat. Un picioruș dublu cu pico deasupra. Și un picioruș scurt cu pico deasupra. În al patrulea spațiu, acesta a fost al treilea, de la vârful mare, avem piciorul scurt, pico, ochi de lanț, piciorul scurt. Iar în al cincilea spațiu, de la vârful mare, un piciorul scurt, da? Și apoi, din nou, vârf mic. Acesta care este mare, îl vedeți tot cum este gata, da? Aici mai avem de făcut încă de 4 ori, da? Să avem în total 6 vârfuri mici, 6 vârfuri mari. Sper din suflet că vi se pare interesant, deși e puțin mai complicat. Eu o să-l doar calc pentru că am folosit fir de bumbac 100%. Puteți, evident, să-l și blocați. Puteți, evident, să, dacă folosiți fibra naturală, în special bumbac, să-l apretați și să îl folosiți ca și fulg pentru brad. Nu este un model foarte simplu, însă, cu puțină atenție, se poate face. Vă rog în comentarii, dacă n-ați înțeles ceva, să îmi spuneți. Cu siguranță o să încerc să vă răspund cât mai la subiect. Știu că unghiile mele nu se potrivesc deloc cu ce am lucrat, da, e vară. Dacă mai doriți asemenea tutoriale în care învățați practic mult mai multe feluri de modele decât clasicele, da, piciorul scurt, dublu redus, mai știu eu, vă rog să-mi scrieți la fel în comentarii. Dacă ați stat până la final, vă mulțumesc.
O să las puțin schema să puteți să vă faceți un print screen. Vă garantez că nu este pentru începători, da? De asta v-am explicat fiecare pas. Schema am găsit-o gratuit pe Pinterest. Știți că sunt o mulțime de scheme. Dacă aveți dumneavoastră o schemă, vă rog să-mi scrieți și vă las unde mă găsiți pe Messenger, să puteți să-mi trimiteți dacă n-ați înțeles ceva. Și vă doresc din suflet spor în toate!